Acum alături de noi este Nata Albo din Canada și Nata este foarte bine cunoscută, mai mult ca autoare de festivaluri, foarte renumite ca ambasadoarea Moldovei, ca ambasadoarea culturii noastre, dar mai mult decât atât, Nata este antreprenoare. Probabil că este una dintre primele antreprenoare care a fondat un magazin online și anume From the Heart Shop și are o experiență foarte bogată în spate cu micii producători, de lucru cu artizanii, promovare, branding, vânzare, plasare de produs. Și Nata este astăzi alături de noi pentru ca să ne vorbească de comerțul online. Evident, are un titlu foarte creativ la partea ei, Mic dar Voinic Online. Nata, eu te salut și îți mulțumesc tare frumos pentru că te trezi dimineața. În Canada este diferența de 7 sau 8 ore. Acum este primul lucru probabil pe care îl faci. Îți spunem bun venit la noi și îți ofer cuvântul. Da, bun găsit tuturor. Într-adevăr, la noi este dimineața foarte devreme. Mă bucur că văd lumea online. Știu că este lumea și acolo cu prezență fizică. Hai să zicem așa, suntem într-o perioadă de evenimente pe baricade și este emoționant că oamenii mai găsesc resurse ca să participe la ele, fie fizic, fie online. Eu astăzi m-aș bucura să împărtășesc voi experiența noastră, a echipei noastre la From the Heart Shop. Și cred că fără a face prea mare introducere, aș vrea să împărtășesc cu voi prezentarea mea, să împart cu voi ecranul. Înainte de asta, îmi fac doar o scurtă prezentare. De fapt, From the Heart to Shop este, în primul rând, năzuința noastră, a mea și a lui Sergiu Malai, fondator, noi suntem parteneri ai acestei companii. Năzuința noastră s-a născut într-o colaborare. Mai exact, Sergiu, fiind proprietarul unei companii producătoare de tricotaje locale, m-a contractat pentru servicii de publicitate, eu fiind deja în Canada. Și după ce colaborarea noastră s-a încheiat cu succes și cu plăcere reciproc, a fost o colaborare extraordinară pentru mine, în primul rând din punct de vedere a dimensiunii umane, ne-am împrietenit cumva și i-am spus, Sergiu, știi, uite, eu din Canada pot să spun că Moldovei foarte mult în momentul acesta îi lipsește o platformă online pe care să fie expuse produsele locale. Oamenii noștri sunt dornici să cumpere, să le facă cadou, să le cumpere pentru ei. Ce crezi? La care Sergiu spune, da, și eu de mult mă gândesc la asta. Și așa, din năzuința noastră comună s-a născut From the Heart. Acum, dacă nu vă spărați, fac eu share la prezentare. Host disabled, participant screen sharing. Aha, asta înseamnă că eu nu pot să fac asta. Bun, atunci cum facem? Dați mai la început. intervine cineva? Dați investire cum facem, pentru că eu nu pot să fac share la ecran. Ah, nu, gata pot, mulțumesc mult. Gata pot. Minunat. Așa, și mi-a rămas încă asta să fac. Bun. From the Heart Shop este la ora actuală cea mai mare platformă online care vinde produse autohtone. Compania noastră a fost fondată în anul 2017 și ne-a luat un an de zile ca să scoatem în capăt site-ul la care am lucrat. Ca pe 1 noiembrie 2018 să pornim activitatea noastră. La ora aceasta noi adunăm peste 40 de producători și artizani locali și facem livrare rapidă a produselor locale în toată Moldova, cum zicem noi, chiar și acolo unde străzile nu au nume, ceea ce e destul de frecvent ca și întrebare din partea clienților noștri.
care vor să fac cumpărături, dar ne întreabă, spuneți-mi, vă rog, dar cum o să ajungeți voi în sat la mama mea, dacă ea n-are nici adresă? Acolo e lângă fântână. Așa și scrieți la adresă, lângă fântână. Noi să găsim și noi găsim și aducem o foarte mare bucurie moldovenilor noștri. Deci, după cum vedeți, identitatea site-ului nostru, From the Heart to Chop, drag de acasă din Moldova, este cumva promisiunea noastră de a oferi produse autohtone, care sunt făcute cu drag acasă, care cheamă la o atitudine, dacă vreți, civică, de responsabilitate. Dacă tot facem cumpărături, să facem cumpărături locale. Dacă tot facem cumpărături, să contribuim la păstrarea locurilor de muncă acasă, la crearea locurilor de muncă acasă, la menținerea sau susținerea economiei locale, la susținerea atractivității produselor locale. Echipa noastră Nata, da? Te rog, dacă poți faci share screen pe tot ecranul, pentru că noi vedem doar parțial prezentarea. E bine? Bine? Așa e bine? Da. Bine, așa, da, eu continui. Deci echipa noastră în momentul acesta numără. Iată, oamenii pe care îi vedeți pe ecran, Sergiu Mălai este co-partenerul meu. Pentru mine, faptul că în echipă sau ca și fondator este unul dintre producătorii noștri, adică unul dintre oamenii care cunoaște cel mai bine situația din industrie, problemele cu care se confruntă producătorii și mai ales nevoia acută a absolut tuturor de a-și digitaliza afacerea, adică de a face produsele proprii mai ușor disponibile pe căile internetului. După ce v-am prezentat echipa noastră, Ina este centru, este colega noastră care răspunde de tot ce înseamnă promovare, comunicare, Tatiana se ocupă de tot ce înseamnă primirea, recepționarea comenzilor, ambalarea lor, Alina este cea care duce evidența tuturor comenzilor și clienților și relația cu furnizorii și tot ce trebuie transmis la contabilitate. Deci cam așa sunt împărțite rolurile. E bine, în ce mă privești pe mine, eu m-am ocupat inițial de recrutarea tuturor furnizorilor, pentru că, da, inițial exista o mare frică că mulți dintre ei vor fi neîncrezători și nedornici să intre într-o relație de colaborare cu noi. După care, după ce ne ocupam de recrutarea lor, eu eram cea care mă ocupam de elaborarea identității, formularea mesajelor de comunicare, bineînțeles, folosind și puterea comunității mele pentru a promova proiectul nostru. Vreau aici să enumăr câteva procese de bază prin care a trebuit să trecem pentru ca să vedem platforma From the Heart activă și materializată. Am început în primul rând cu crearea brandului propriu-zis și a identității. Am pornit de la o denumire, inspirându-ne în primul rând din ceea ce deja exista pe piața locală, și anume sintagma din inimă. Aveam o colaborare cu cei de la USAID, care în principiu au și oferit o parte de grant pentru susținerea apariției acestei platforme. De aceea am avut o înțelegere mutuală că From the Heart va fi oarecum platforma brandurilor din inimă. Respectiv, dorința noastră de a ieși pe piața internațională, de a ne face auziți și printre străini, ne-a făcut să alegem o denumire ușor de înțeles în limba engleză. De la crearea identității, crearea brandului, crearea vizualelor, am pornit și construcția site-ului și aici aș vrea să mă opresc. Aș vrea să mă opresc și să atrag atenția celor care încă nu sunt online. Probabil etapa asta a doua, în momentul acesta, mie mi se pare din experiența pe care am avut-o crucială, decisivă, alegerea echipei care se va ocupa de crearea platformei. Este ca și aerul vitală și trebuie să fie făcut corect. Nu știu dacă vreau să intru foarte mult în detalii care în momentul acesta mi se par destul de pesimiste, dar vreau să vă spun că din lipsă de experiență am comis foarte multe greșeli.
greșelile în faptul că am mers pe calea clasică, am făcut un studiu pe piață, am aflat cine sunt cei care furnizează asemenea agenți de serviciu, am rugat să ne fac o estimare, ne-am îndreptat spre o echipă care ne-a dat un preț cât se poate de decent, nu cel mai mic, dar și nu cel mai mare. Unul în care să ne încadrăm toate nevoile noastre, dar mai ales termenii. Faptul că nouă ne-a luat un an de zile ca să construim această platformă, să o lansăm și ea să aibă atât de multe probleme tehnice, înseamnă că lipsa noastră probabil de experiență, dar și alegerea companiei care ne-a prestat serviciul nu au fost tocmai, hai să zic eu, foarte bine gândite. Așa că da, alegerea companiei care prestează serviciul de creare a site-ului trebuie să fie una strategic corectă, de asta rugămintea mea, recomandarea mea este mergeți prin piață la cei care au deja site, întrebați cine au lucrat, întrebați nu doar de preț, pentru că nu doar preț decide calitatea serviciului, întrebați în primul rând de funcționalitatea site-ului, au oamenii probleme tehnice cu site-ul sau nu, cât de responsabili sunt cei care l-au creat ca să se ocupe ulterior de el contra unui fee, contra unui abonament lunar, dar să se ocupe responsabil, să fie prompți, să fie rapiți. În cazul nostru, așa s-a întâmplat că noi, la distanță foarte scurtă de timp, când am văzut ce dragon de site am construit, nefuncțional, că noi l-am construit de la zero, a trebuit să schimbăm definitiv site-ul. Pentru cei care vor să facă comerț online, mai vreau să mai menționez un lucru, că în principiu, în e-shopping există deja niște platforme cunoscute, pe care ca și cum mai putea să le adopți, să le cumperi și să le folosești ca bază a site-ului tău. Asta poate fi Shopify, asta poate fi Magento, asta poate fi WordPress, asta poate fi orice platformă considerați voi potrivită pentru site-ul vostru. Platformele astea sunt special gândite ca niște structuri de bază pe care voi să le îmbrăcați tot ce vă este necesar pentru să creați site-ul vostru. Și în acest context vreau să vă spun, o să trec un pleț pe PostShare pe mine, să vă povestesc așa, că sharing is post, nu sunt doar ce la mine. Anyway, eu sper că mă vedeți. Vreau să vă spun că dacă compania voastră are un singur produs de vânzare sau o gamă foarte limitată de produse, deci nu are un sortiment foarte mare de produse, sfatul meu este să mergeți pe asemenea platforme cum ar fi WordPress-ul. O platformă foarte funcțională, ușor de administrat din punct de vedere tehnic, chiar și un om din echipa voastră ar putea să se ocupe de aceste produse. Și nu în ultimul rând, o platformă care ușor se lasă modificată ulterior, pentru că există scheletul și la el începe clientul să spună, știți, dar eu am vrea să mai am o căsuță pentru formular sau am vrea să mai am posibilitatea ca omul să registreze la un newsletter. Și toate aceste plugin-uri se vând separat și de la o platformă la alta, prețul acestor plugin-uri diferă. De aceea, atunci când vorbiți cu o potențială companie tehnică, întrebați nu doar cât o să coste să vă creeze site-ul, dar cât o să vă coste și modificările care o să vreți eventual să le aduceți. Și nu știu, mie mi se pare că momentul ăsta al doilea din procesul de creare a unui site, a unui magazin online, atât de important cât l-aș pune chiar și primul și cel mai important de toate patru, vă doresc să nu călcați pe bec, prin strechini cum am călcat noi în contextul ăsta, pentru că dacă v-am dus la un moment dat, am înțeles că toate eforturile noastre, pur și simplu se dă pe apa sâmbetei, din cauza unui site nefuncțional, care se deschide foarte greu, care are navigare foarte dificilă pentru produse, care adresă clientului un user experience nefericit, nepotrivit, și după care clientul nu mai revine, pentru că dacă în cazul unui magazin fizic sunt foarte mulți factori care influențează decizia unui de a face cumpărături și a mai reveni, ar fi cum este servit de vânzător, care e atmosfera în magazin, ce oferte au, unde se află magazinul, cât de accesibil este el,
În cazul la un magazin online, experiența utilizatorului de a intra rapid, a naviga rapid printre bruse, a pune rapid în coș, a face rapid cumpărătura, a nu avea probleme la momentul plății. Toate momentele acestea sunt decisive pentru ca acest cumpărător să mai revină la voi. Etapa numărul 3 în procesul de creare a magazinului nostru a fost toți furnizorii. Identificarea lor, înțelegerea la ce condiții trebuie să lucrăm cu ei și stabilirea tuturor momentelor legate de logistică. Când un produs ajunge la noi, unde este el păstrat, când este livrat, în ce termen este livrat. Și aș vrea să vă spun că noi nu suntem magazin online care să aveți propriul depozit imens, dar noi avem o anumită cantitate de produse de unități per produs, dar noi nu acționăm, nu avem un depozit imens mare, pentru că asta complică lucrurile. Dacă ne-am aflat într-o altă țară, probabil că asta ar trebui făcut, dar odată ce toți furnizorii noștri sunt aproape de noi, ne descurcăm deocamdată să avem niște stocuri mici. Și punctul 4, care este foarte important, despre care iarăși puțini mi-au vorbit atunci când porneam proiectul nostru, este tot ce se numește optimizarea site-ului și a conținutului său, astfel încât el să fie ușor propus de Google atunci când cineva caută produse locale, produse autohtone, Moldova, cadouri, made in Moldova, deci toate vintele astea. Există acest SEO, Search Engine Optimization, care este muncă separată a unui om care trebuie să cerceteze site-ul, să vadă erorile lui, să vadă care sunt cuvintele cheie, după care potențialii noștri cumpărători ne caută și să încerce să propună o listă de optimizări pe care echipa tehnică trebuie să o facă. Bineînțeles, la capitolul marketing mai adăugăm și Facebook-ul, Instagram-ul, Google Ads și colaborarea cu influencerii. Așa că noi am încercat să ne organizăm cu compania de declarat astfel încât produsele să fie și noi livrate chiar și în aceeași zi, dacă este vorba de anumite produse. Pe țară, maxim 3 zile facem livrările. Metodele de plată, ele trebuie să fie variate și toate trebuie să fie disponibile pe site. Atât metoda de plată cu cardul bancar și metoda de plată cu PayPal-ul, precum și metoda de plată cash la curier. Toate metodele sunt destul de populare la noi, bine, cel mai populare este, bineînțeles, PayPal-ul și plata cu cardul, dar avem și clienți care ne roagă să plătească direct la curier și atunci noi ne facem contabilitatea noastră cu compania de curierat. Iarăși un moment decisiv, având în vedere că suntem online, suntem în era digitală și foarte mult se reduce dimensiunea umană, vreau să vă spun că în cazul magazin online, oricum rămâne să fie foarte important client service-ul. Pentru că oricând există momente ce vorbesc despre clientul nemulțumit de culoare, de model, de mărime, de s-a așteptat la altceva, vreau mai multe unități, client service trebuie să fie unul super prietenos, tăritor la nevoie, receptiv, impecabil. Și în sensul ăsta, cred că noi la Promptcard am ajuns la o performanță foarte bună, dovadă fiind și review-urile de pe pagina noastră de Facebook, unde oamenii pur și simplu intră din suflet și lasă aceste review-uri pozitive. Ca și oportunități, am considerat în cazul nostru diaspora dornică să investească, să susțină pe cei de acasă,
poate mai mult decât cei de acasă, și din motive de nostalgie, și din motive de responsabilitate civică, și din cumva, dintr-un dor, din toate aceste strune emoționale, putem împleti o motivație puternică pentru diaspora de a face cumpărături acasă. De asemenea, oportunitatea este și lipsa unei competiții pe piață. Noi totuși suntem o țară care ne digitalizăm din punct de vedere economic, dar nu cu pași atât de grăbiți. În plus, nu atât de mulți nebuni s-ar găsi să facă ceea ce am făcut noi cu proiectul From the Heart, pentru că în mare parte este o chestie mult prea curajoasă, având în vedere lipsa culturii de cumpărături online. Nu că lipsa, dar o cultură de cumpărături online destul de modestă, cel puțin pe local. În plus, o atitudine încă nu 100% pozitivă față de produsele autohtone. Ca și momente slabe am considerat lipsa culturii cumpărăturilor online, neîncrederea populației în produse locale, ceea ce am și menționat. Iar la riscuri, calitatea furnizorilor. Am avut diverse experiențe furnizorii responsabili din cauza cărora relația noastră cu clienții era deteriorată, din cauza cărora clienții mergeau pe Facebook și lăsau review-uri sau comentarii negative, de ceea ce pentru noi ca și business online sunt destul de destructive. Un alt risc ar fi calitatea produselor propriu-zis. Am avut momente în care produsul ajungea la destinație, era stat de om și apăreau anumite probleme în utilizarea lui sau chiar pe loc. Și un alt ce înțelna? Retururi, ce înțelna? Cheltuieli, ce înțelna? Nemulțumiri, etc. Și întârzierea livrărilor, unul dintre riscuri în întârzierea livrărilor, pentru că am avut diferite experiențe de cuierat, de companii de cuierat, de nou am schimbat mai multe companii ca să ajungem finalmente la cei cu care colaborăm acum, dar chiar și având o companie de încredere din punct de vedere a livrărilor, oricum în perioadele foarte fierbinți ale anului, când oamenii mulți, și concomitent vor să fac cadouri, noi apelăm și la servicii alternative, cum ar fi chiar serviciile de livrare ca taxiul pe zona Chișinăului. Hai să vă spun acum la cine ne-am orientat mai, pentru că în cazul unui magazin online, așa și în cazul propriului business, publicul țintă este cel care practic decide din nou afacerii tale, dacă știi să-l determini, dacă știi să-l identifici, dacă știi să-i găsești toate elementele caracteristice și după aceea să înțelegi unde găsești acest public ca să-l anunți despre produsele tale, atunci ești alea corectă. Pentru noi, în primul rând, am înțeles că cei plecați de acasă sunt foarte dornici să-și bucure părinții. Rămași, mai ales în timpul pandemiei, asta a fost cred că se putea filma și o producție televizată ca să vedeți cât de ore există între oamenii despărțiți de pandemie. În afară de părinți, o altă ocazie la care oamenii ar apela la produsele autohtone ar fi evenimentele speciale, cum ar fi nunțile prietenilor, mătrile, botezurile, aniversările și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, membrii de familie rămași în Moldova, fie că e vorba de mama copilul, fie că e vorba de tata cu copilul, pentru ei cealaltă jumătate mereu are gânduri să-i bucure ceva, să ofere ceva. Așa că noi oricum ne-am identificat publicul nostru țintă, în primul rând, în diaspora, știind că anume cu acest public va fi mult mai ușor de lucrat având acest public, experiența de cumpărături online, încrederea în cumpărăturile online, încrederea în a folosi datele bancare. Dar cu timpul, și cred că asta s-a întâmplat în special în ultimul an, optica noastră în ceea ce privește publicul țintă s-a schimbat. Am început să vedem tot mai mult interes de pe local, de la cetățenii din Moldova să cumpere cadouri online, să-și scurteze drumurile de la supermarket, la centrele comerciale,
Noi, practic, scăpăm pe oameni de toate grijile care trebuie să intre, să aleagă produsele și să uite, pentru că mai departe toată treaba o facem noi. Luăm, le împachetăm, dăm vânzări, livrăm la destinație și omul primește doar emoții pozitive, fără ca să am trafic, fără ca să ardă benzină, fără ca să aibă oxigenul, fără ca să nebunească așteptând să se facă viață de la semafor. COVID-ul, toate factorii astea sunt în favoarea shoppingului online. Pare să se recunosc asta, dar anume în perioada COVID-ului cred că am înțeles cel mai mult cât de important este să poți face cumpărături online produselor autohtone. Vreau aici să menționez că care vor să dezvolte afacere online, câteva momente foarte importante. Fie că voi creați propria platformă ca să vindeți produsele voastre, fie că vreți să lucrați cu alți furnizori, în cazul nostru asta s-a întâmplat, noi am început să lucrăm foarte mulți. Pentru că asta era dorința noastră, să avem o platformă a tuturor producătorilor online. Și oferta a fost lansată către toți, mici producători. Ca până la urmă să înțelegem că nu toți sunt capabili să facă față elementarelor cerințe ale platformei noastre. Și aici vreau să menționez că pentru a vinde online trebuie să ai niște produse standardizate. O excepție ar fi doar în cazul micilor artiști, micilor artizani. Dar în general, atunci când plasezi un produs online, trebuie să fii conștient că acest produs poate să fie dorit nu doar de un singur cumpărător. Și tu trebuie să fii capabil să îl replichezi, să îl reproduci. În plus, trebuie să fii capabil să ai niște stocuri, pentru că dacă există un interes mai mare față de produsul tău, nici un cumpărător care face shopping online nu va vrea să aștepte două săptămâni sau lună până tu vei face din nou acel produs. Deci trebuie să existe o gamă standardizată de produse. Și când mai zic standardizată, reiterez, este foarte important ca același produs poate fi reprodus nu doar ca și model design, dar ca și culoare. Ca și ornament, pentru că omul când îl vede online și îl pune în coș, el vrea anume acest produs. Așa că furnizorul, fie că sunteți voi singurul furnizor, fie că lucrați mai mulți, trebuie să fiți capabili să aveți o gamă de produse. De cel puțin, ca site-ul nostru, cel puțin 7-10 produse per furnizor. Trebuie să existe posibilitatea unui stoc minim de 3-5 produse per unitate, astfel încât dacă s-a vândut un produs, tu poți repede să ai altul în schimb. Și da, dimensiunea umană, iarăși, noi a jucat un rol foarte important, pentru că noi am văzut real mici producători care vor să se facă afaceri, care sunt serioși și responsabili, care respectă angajamentele, care înțeleg ce înseamnă un contract, și mici producători care din start au fost mai sceptici față de proiectul nostru și din cauza acestui scepticism nu ne-au luat suficient de tare în serios ca să-și respecte angajamentele, să furnizeze produsele la timp, să ne avizeze produsul și să ne rămânăm în stoc ca să-l scoatem și noi din stoc. Deci seriozitatea, responsabilitatea, profesionalismul, ele nu expiră chiar dacă e business online. Din potrivă, aici mai mult ca oricând simți poți miza pe roboți, pe plug-in-uri, pe tot felul de aplicații care te vor ajuta, dar dacă factorul uman șchiopătează, tot business-ul va șchiopăta. În cazul unui service online, după mine, client service-ul n-ar trebui nimic să cedeze în fața unui client service oferit fizic într-un magazin. Din potrivă, această disponibilitate la orice oră pentru client. Receptivitate la solicitările lui. Dorință de a-i face pe plac. Dorință niciodată să nu... Întotdeauna când există o problemă, să nu ne apucăm să ne justificăm. Deci noi nu avem așa ceva la From the Heart. Dacă omul este nemulțumit, noi nu ne apucăm să ne ascundem după degete speranța că salvăm profitul. Niciodată profitul nu va putea prevala asupra dimensiunii umane. De aceea, pentru noi, regula e sfântă. Odată un client achiziționat, va deveni clientul tău permanent dacă va primi un client service impecabil. Și oamenii din marketing știu.
remarketingul, adică reinvestirea în același client, este un instrument extraordinar, pentru că nu mai trebuie clientul tău să-i povestești ce te ocupi tu, el deja ți-a testat produsul sau serviciile respective, toate șansele să devină un consumator, client al afacerii, fidel al afacerii tale. De aceea, cadouri, bonus pentru cei care fac cumpărături mai generoase, cadouri de reducere pentru cei care au cumpărat la toate neamurile, le mai punem ceva acolo în fie, servicii de reminder zilelor naștere. Da, noi avem acest serviciu pe site, fiecare client după cumpărătură primește o notificare pe mail că a avut loc cumpărătura, după care primește notificare că a fost livrat cadoul și în acel mail noi îi propunem să ne lase datele sale importante ale mamei, tatei, prietenilor, zilele de naștere. Iar noi să revenim cu un reminder de vreo 7-10 zile în avans, să-i amintim omului, uite, vine o zi de naștere importantă în viața aceasta, dacă vrei, poți alege un cadou de la noi. Știți că toți sunt un pic naiv, dar acest serviciu funcționează. Noi avem clienți care chiar apelează la memoria noastră și nu credem în propria memorie. Și noi facem acest reminder astfel încât să ne asigurăm că dacă vine un eveniment important de viața clientului nostru, să nu trebuiască să se gândească unul la alții, să se gândească la noi. De aceea noi îl contactăm și propunem să aleagă cadoul de la noi. Și de asemenea, noi scriem mesajele de felicitare cu mâna, un moment care are un rol foarte important în transmiterea unui sentiment de dor dintr-un colț al unui la altul. Mai ales de sărbători, de Paști, de Crăciun. Este incredibil și foarte dureros acest dor, foarte emoționant. Noi suntem martori unor momente de transmiterea unor sentimente extraordinare pe care clienții le scriu la noi pe site și noi le scriem pe cardurile poștale. Și reiterez pentru noi, pentru platforma care pune accent pe produsele locale, targetarea diaspora a fost esențială la început, pentru că acolo ne adresam deja la un consumator care are cultura cumpărăturilor online, care folosește des cardul, ceea ce este important, care prețuiește produsele autohtone, vrea să dea ceva înapoi acasă, și căruia îi place serviciul pentru că apreciați deja acest serviciu gustând în el oarecum în străinătate. Așa că am targetat diaspora, în felul acesta îi ajutam cei care sunt de parte să-i bucure pe cei dragi rămași acasă și mai ales avantajul de a merge prin toată țara, prin toate colțurile țării, a jucat un rol și el foarte important. Deci nu livrăm doar pe Chișinău sau nu livrăm într-o săptămână, livrăm rapid prin toată țara. Aș vrea să merg la următorul meu slide. Vă rog să mă scuzați un pic pe platformul meu. Nu știu de ce. Liliana, te rog să mă scuzați, eu vreau să mă asigur în general mă auzi pe mine. Da, vă auzim perfect. Eu merg mai departe atunci la următorul slide. După cum am mai spus, chiar dacă e un lucru bine cunoscut, așa mi-e cunoscut tatăl nostru, pentru că noi tatăl nostru este clientul nostru și satisfacerea lui, mulțumirea lui, pofta lui, dorința lui de a reveni și contribui mai departe. De aceea, un serviciu clientelă personalizat, prietenos și receptiv la nevoile clienților. Am pus aici în prezentare chiar și un link către pagina noastră de reviews, ca pur și simplu să vedeți cum asta arată. Bineînțeles că noi încercăm să încurajăm pe clienții noștri după ce au rămas mulțumiți, să nu țină mulțumirea pentru ei, să o expună și în fața altora. Și e împărător că unii dintre ei se duc și lasă o recenzie, pentru că pentru noi aceste recenzii sunt bune motive de a face marketing. Aș vrea să merg acum nemijlocit pe
Hai să zicem, ce mi-e mai în special accent la platforma noastră, anume poșurile cadou. Poșurile cadou care au devenit o soluție extraordinară atât pentru noi din punct de vedere organizării și logisticii, cât și pentru clienții noștri care nu trebuie să navigheze mult timp pe site pentru a găsi soluția necesară. Ei pot alege un poș cadou pe care noi le comunicăm special pentru diferite ocazii și prin acest poș cadou să bucure oamenii dragi. Iată, dumneavoastră aici, în fața voastră, în momentul acesta, este un poș cadou care se numește Iubirea trece prin stomac și care conține produse de la 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 producători. Deci imaginați-vă câte avantaje acest cadou reprezintă din toate punctele de vedere. În primul rând, el arată bine și este variabil. El conține doar produse făcute în Moldova. El, fiind cumpărat de un singur client, contribuie la susținerea a cel puțin 5-6 producători locali. Și acum imaginați-vă că noi asemenea cursuri putem să vindem de sărbători 300-400-500 de unități. Imaginați-vă ce ajutor imens este asta pentru producătorii care lucrăm. Vreau să merg la următorul slide. Așa. Referindu-mă la aceste poșuri cadou, care noi la un moment le-am identificat drept cele pe care punem cea mai mare miză. Ele au devenit pentru noi o soluție universală pentru toate ocaziile posibile, în funcție de buget și ocazii, clientul poate alege din 25 variații de poș cadou, iarăși nu o să meargă acum pe site, poate că ce termen de prezentare, că e mai greu merge calculatorul, dar noi am creat poșuri cadou pentru nuntă, botez, zile de naștere, chiar acum în pandemie am creat două poșuri cadou care sunt strict legate de sănătate și de produse naturiste, unul se numește Farmacia Naturii, altul se numește Madenumirea, iarăși poșurile astea conțin produse naturiste ce îngrijesc sănătatea omului și care au fost foarte actuale. Aspectul onorat al acestor poșuri face astfel încât ele să fie primite cu dragoste, ambalaj ecologic, un card postal cu mesaj scris de mână. Și după cum am menționat, avantajul lor este că noi, printr-o singură vânzare, susținem cel puțin 6-8 producători. Iată, de exemplu, aici vreau să vă prezint un poș cadou și să atrag atenția la un detaliu foarte important, fotografie de produs. Odată cu această pandemie, interesul pentru deschiderea unui magazin online a crescut foarte mult din partea celor care nu au sărit în acest an și nevoia de fotografie de produs a crescut foarte mult. Ne-am prins fenomenul lipsei acestui gen de servicii în Chișinău, ori dacă nu lipsă o ofertă extrem de modestă. Deci efectiv, breasla asta a fotografiilor de produs, ea în Chișinău nu este una foarte populară, nu este foarte popularizată mai degrabă. Pe când, în realitate, într-o eră digitală, fotografii de produs sunt unii dintre oamenii cheie într-un asemenea business, pentru că așa arată poșul nostru cadou, dacă îl aduce omul acasă și îl desface și îl pune pe masă. În realitate, el arată nu atât de interesant, pentru că produsele stau împachetate într-o cutie, aspectul lor nu este atât de atractiv. Și atunci, voi, ca și proprietar al unui magazin online, al business-ului vostru, trebuie să înțelegeți că una este cum arată produsul ambalat, și alta este cum trebuie să vadă clientul vostru potențial care vrea să-l cumpere. Și iată aici este super necesară serviciul unui fotograf de produs, care să înțeleagă esența business-ului vostru, să înțeleagă valorile voastre și să caute să pună aceste produse în cea bună lumină. Uneori acest coș cadou se numește un belevențică și acesta conține un set de față de masă cu șervețele brodate de la Malena. Un set din platouri de ceramică artizanale de la Ceramic Tiboi. O sticlă de vin de la Creia Tu și o lunare artizanală special creată pentru noi, tot cu elementele de levanțică. Acest coș este unul destul de scump, pentru că, în special, ceramica, setul ăsta de masă, el
au prețul lor, hai să zicem, nu de 2 bani, respectiv acest coș cadou este destul de căutat de clienții noștri care vor să bucure un cuplu de tineri care se căsătorește sau părinți cu aniversare deosebită. Ce vreau să vă zic este că noi care credeam că cetățenii noștri nu au posibilități financiare să cumpere produse locale și de asta au și atitudinea asta mai recent față de ele, ne-am înșelat. Noi am avut solicitări de la clienți, să creăm pe site produse mai scumpe, cu mai multe produse. Pentru că ei au uneori așa ocazii care vor să se manifeste cu un gest mai generos și mai deosebit. Am să vă povestesc un pic și despre condițiile în care noi colaborăm cu furnizorii noștri. În primul rând, furnizorul trebuie să fie o persoană juridică. Din punct de vedere fiscal și contabilicesc, este mai ușor să lucrezi cu persoanele juridice. Anume, din acest motiv, chiar și artizanii care am început să colaborăm, ei fiind persoane fizice, la un moment dat i-am convins să devină persoane juridice ca să ne fie mai ușor să faci contabilitatea. Un furnizor pe From the Heart trebuie să aibă cel puțin 7-10 produse diferite. Pe fiecare produs poate avea orice gramă dorește el, diferite culori, diferite modele, diferite mărimi, dar produse pe pagina furnizorului trebuie să fie suficiente ca pagina să arate bine. Stocul minim de 3 unități pe produs plus o capacitate de a supune rapid stocul. Vreau să menționez aici că în colaborare cu artizanii capacitatea de a supune rapid stocul este mult mai redusă. Din fericire însă oamenii care susțin producătorii autohtoni, ei au și o doză de admirație, respect și răbdare față de munca artizanală, de aceea cu ei ne vine ușor când ei comandă, de exemplu, ceva care e într-un stoc limitat și noi le spunem, știți, de exemplu, ceramica de boi, el produce fix cât poate produce un menester popular și cât îi permite cuptorul, de aceea stocurile se renuiesc odată la 2 săptămâni. Și noi despre asta știm în avans, noi ne asumăm acest risc. Și anunțăm pe consumatori atunci când se rezervează stocul, uitați-vă, dacă vreți mai mult, să știți că puteți de acum rezerva, pentru că în 2 săptămâni stocul va fi mai mare. Furnizorii trebuie să ne furnizeze doar produsul calitativ, dar și conținutul fotografic adaptat la nevoile site-ului. În cazul nostru, produsele fotografiate pe fond alb. Atenție! Conținutul fotografic folosit pe site e ca o vitrină a magazinului. Vitrina trebuie să arate unitar. Nu poți face o vitrină foarte stăcată, ca o vinegretă, din vedere vizual. Pentru că asta strică aspectul site-ului și îi deranjează pe oameni. Și cumva vorbește și despre reputația ta și despre atitudinea ta față de afacere. De aceea, conținutul vizual pentru produs de magazin e una pentru vitrină și conținutul vizual pentru a promova produsul pe rețelele de socializare. Este tot altceva și aici revin la această fotografie. Această fotografie nu este pentru a expune produsul pe site. Această fotografie este pentru a promova acest produs pe rețelele de socializare. Și bineînțeles, funcționă platformei noastre care înseamnă deschiderea unei pagini pe site, din punct de vedere tehnic, este pagina furnizorului, după care toate investițiile în urmare, în marketing, servicii de ambalare, de livrare, lucrurile astea și bineînțeles, profitul platformei noastre poate să se includă în acest comision de 40%. Vreau să vă spun că în 3 ani de activitate, unul din marile mele vise era să devenim ca și afacere interesantă în corporațiile locale. Pentru companiile care au mai mulți angajați, companiile care au mai mulți parteneri și care în loc de coșuri cadou cu prosecco și ananas și banane și bomboane de import, să vrea să ofere cadouri corporative partenerilor și angajaților sub formă de produse locale. Mi se pare asta o formă, dacă vreți, chiar și de patriotism, de responsabilitate socială. Când tu trăiești într-o țară, dezvolți afaceri într-o țară, creezi locuri de muncă în țara asta, contribui la dezvoltarea economică a acestei țări. Ar fi firesc să înțelegi că faci parte dintr-o comunitate de antreprenori. Toți acești antreprenori ar avea numai de câștigat de la susținerea reciprocă. Și atunci când tu, corporație,
susții producătorul local, oferind angajaților tăi produse locale. Tu, de fapt, contribui la susținerea unui mediu de afaceri, tu promovezi anumite valori printre angajații tăi și îi faci să înțelegi că tu, ca și corporație, ca și management, apreciezi produsele locale și vrei ca și angajații tăi să le aprecieze. Deci asta, dacă vreți, și o doză, o manifestare de grijă, de iubire de țară, de iubire de comunitate în care faci tu parte. Și iată, vreau aici să vă laud un pic cu colaborarea noastră cu site-ul Agora, site-ul de știri Agora, care apelează la o comunitate de suporte, pentru că este un site independent, apelează la o comunitate de oameni care sunt gata să susțină lunar. Pardon? O să continui. Deci, această redacție de știri se ține și pe o anumită cantitate de donații. Și atunci ei au apelat la noi rugămintea să creăm, în baza unui buget pe care ne l-au indicat, să creăm anumite cadouri pe care ei să le folosească drept recompense celor care susțin activitatea redacției. De exemplu, susținătorii pentru contribuția ar primi un borgan de iere de la Mănăstirea din Zăbriceni cu ghinier, tot de acolo cresc local organic. Cei care au donații mai substanțiale primesc migdale de la aromigdale, o infuzie de ier pur aromat de la aromaturilor și fructe celiatia de la Meco. Iar cei care au o contribuție mai substanțială primesc o sticlă de vin de la Fautur, cu ceață de aronii și cafea. Alo, cafea, în vizite voi, și la cafea în Moldova, unde cresc copaci de... care ne-ar da nouă cafea asta. Nu este cafea de import, dar este prăjită pe local, este măcinată pe local, este un brand local și într-un fel sau altul încercăm și în sensul ăsta să suplinim o așteptare, pentru că avem clienți corporativi care vor să avem acolo un pachet de cafea sau de ciocolată locală pus în coș. Am avut colaborări corporative foarte dragi, foarte prețioase pentru noi și mă bucur că angajații și partenerii acestor companii apelează pentru a le oferi aceste poșuri cadou. Sper în ziua asta să fie urmărită de antreprenori locali cu responsabilitate socială, care înțeleg că atunci când vine perioada sărbătorilor, nu trebuie să vă adresați la noi, adresați-vă unde vreți voi. Dar susțineți în aceste ocazii speciale, când compania manifestă recunoștință, mulțumire față client și parteneri, susțineți în aceste ocazii producătorii locali, pentru ei, pentru ei, toți asta contează foarte mult. Important, aș vrea să trec în revist câteva puncte cu care aș vrea să mă apropii de final. Alegerea IT-tehnice. Foarte, foarte decisiv moment și crucial pentru tot restul proiectului vostru. Dar să nu trebuiască ca și noi, la jumătate de an de la lansare, să vă apucați acest alt site, magazinați prin piață. Scrieți-mi privat, întrebați-mă cu cine lucrăm, vă voi face recomandări foarte mari drag. Dacă aveți un site micuț, puteți seta chiar și cu ajutorul unui simplu tehnician, nu aveți nevoie de o mare echipă. Pentru că dacă e vorba de un site micuț, 1, 2, 3 produse a companiei voastre, siguranță trebuie să cheltuiți o grămadă de bani pe serviciile unei companii mai serioase. Vreau să rămân în memoria voastră cuvântul sintagma SEO, Search Engine Optimization. Vreau să înțelegeți că pe online, succesul afacerii voastre depinde de cât de ușor ea este recomandată de Google în căutări. Cât de ușor oamenii pot să vă găsească. Tocmai din cauza asta aveți nevoie de serviciile unui specialist care să studieze situația site-ului vostru și să vă spună ce trebuie să faceți ca să-l optimizați. Iarăși, dacă nu cunoașteți cine face asta bine, mare drag împărtășesc cu voi contacte, relații, recomandări, mai ales că am testat diferite servicii și am putut să le compar. Trebuie neapărat să vă asigurați de o metodă de plată variată. Deci nu vă mulțumiți doar pe PayPal sau doar Carbar. Oferiți-le oamenilor toate posibilitățile ca ei să poată achita produsele sau serviciile voastre. Deja, prin fericire în Moldova, există posibilități de integrare
unui plugin pe plăți online, va mai mult, de exemplu, noi colaborăm pe netul, mai nou pe netul are posibilitatea de a genera QR coduri. Adică procedura deja de achitare a devenit atât de simplă că, să zicem, clientul vostru nu reușește să facă o plată, ceva, e o eroare, banca n-are încredere, nu știu ce. Dați-i QR codul produsului vostru și intrând pe el, clientul va putea îndată să acopere probleme. Pentru site-urile online se vede importante, de altfel ca și pentru vânzările fizice, campaniile sezoniere, care sunt legate de ocazii speciale, fie că e vorba de Paști, Crăciun, oamenii fac cumpărături, fie că e vorba de ocazii împrumutate, cum ar fi Black Friday. Chiar dacă eu personal sunt împotriva la Black Friday, nu mă arunc ca un poi să mă bat cu oamenii pentru reducere. Chiar dacă eu personal sunt împotriva reducerilor la produsele autohtone, pentru orice țară, produsele autohtone sunt un lux. Nu nevoie. Nu facem noi ceva aici ca să nu murim de foame. Împotrivă. Pentru orice țară produsele autohtone sunt un lux, pentru că este scump să produci local. Înseamnă resursa umană mai scumpă. Înseamnă materie primă mai scumpă, pentru că nu cumpere în cadeți atât de mari cum sunt foarte mari corporații. De aceea... Nu-mi place să dau reduceri la produsele autohtone. Vreau ca oamenii să înțeleagă. Noi cumpărăm produse autohtone, nu ne-am duci la H&M și Zara, unde același produs a fost creat în sute de mii de unități, forță de muncă ieftină, condiții de muncă inechitabile. Noi facem absolut inversul. Noi vrem ca oamenii să rămână în familiile lor, să muncească acasă, să motivați să muncească acasă, să aibă un salariu decent. Noi ne dorim foarte mult să aibă condiții de muncă echitabile și în felul acesta vrem ca ei anume acasă să rămână să muncească, să nu trebuiască să schimbe profesiile plecând în alte țări. De aceea ne place sau nu, dar există ocazii sezoniere când anumite reduceri sunt aplicate, chiar și acum e atât de Friday, noi neapărat acum avea o companie, pe asta de vânzări trebuie să recunosc, doar că eu voi încerca să formulez mesajul de Friday, astfel încât să încurajez oamenii simplu să-și facă plinul de cadouri de Crăciun în avans. Mai ales și la un preț foarte bun. Ce înseamnă că îl scăpăm pe om de grijă, de cadouri, de Crăciun, taman atunci în perioada aia când vine mie mare. Asigurați-vă că puteți oferi o livrare rapidă. Livrarea rapidă este motivul pentru care are omul la următoarea ocazie dacă vine iarăși la voi. Pentru că noi suntem plini de grijă. Nu urmărim, nu suntem foarte atenți poate la anumite ocazii și detalii și ne trezim că azi ne trebuie ceva rapid. Unde se duce omul în cazul ăsta? Fie se duce fizic la magazin, fie știe că nu trebuie să piardă timp la carat, nu trebuie să piardă nerv, nu trebuie să-și pună riscul în sănătate din cauza COVID-ului, rămâne în fața computerului, a făcut comanda și aceasta este rapid livrată. Și un client service impecabil. Da, eu sunt tare mândră de echipa noastră. Pentru că niciun profit niciodată nu va fi mai important decât satisfacerea omului și convingerea lui să revină la Flamecard să mai facă cumpărături. În plus, eu aș vrea ca, de exemplu, client service-ul nostru, să creăm precedente pozitive pe local, să spargem stereotipurile în privința vânzătorilor nezâmbăreți și a managerilor aroganți. Aș vrea să îi convingem pe moldovenii noștri să se poate și acasă, să servim clientul astfel încât el să se simtă bine, să fie mândru de cumpărăturile care le face și să fie mândru de faptul că susține produsele locale. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o. Sunt gata acum să răspund la întrebările voastre sau la anumite neclarități pe care le-a lăsat prezentarea mea. Sunt tare bucuroasă și onorată că mi-ați permis astăzi să vorbesc despre Fondomar. Și acum să văd cum mă întorc eu la voi. Gata, am întors.
Dragă Nata, mulțumim tare, tare frumos pentru prezentarea ta și îți mulțumesc pentru faptul că te-ai trezit dimineața. Mai mult decât atât, mulțumesc tare frumos că ai adaptat conținutul la cei care sunt prezenți aici, pentru cine am pregătit acest forum de astăzi. Și îți urez succes în activitate, noi continuăm colaborarea și toată informația pe care azi ai prezentat noi o să o transmitem mai departe și pentru ca să fie accesibilă pentru toți care sunt prezenți aici în sală offline, dar și cei online. Mulțumim! Vreau să vă spun că nu sunt zgârcită absolut deloc la împărtășire experiența și informația. Tot dragul, nu mă tem de competiție, îmi doresc să am cât mai mult competiție local, pentru că numai datorită competiției noi vom progresa și ameliora serviciile noastre. De aceea vă rog, creați magazin online, vă rog, digitalizați-vă afacerile și ajustați-vă cât mai curând la nevoile pieței, pentru că cine a sărit primul în acest tren este în primul vagon din această locomotivă. Săriți mai repede din el și profitați de capacitățile internetului de a vă crește și cifra de afaceri. Vă invit să faceți cumpărături locale și să apelați la serviciul pentru harta ați dați voie. Mulțumim tare frumos! Mulțumim!